Noi, consilierii raionali Ion Roșca, Ghenade Condrat și Grigore Manole, împreună cu 28 de consilieri locali din cele 22 primării din Raionul Sângerei, anunțăm public că am demisionat din Partidul Democrat din Moldova. Totodată am părăsit fracțiunea PDM atât în consiliile locale cât și în Consiliul Raional. Alături de noi subscriu peste 180 de membri de rând ai Organizației Teritoriale Sângerei a Partidului Democrat. Cauza acestei decizii este degradarea morală și organizatorică a Organizației Teritoriale, după ce la conducerea organizației din Sângerei au fost promovați comuniști reformați. Timp de 2 ani aceștia au reconstruit întreg sistemul viciat al Partidului Comuniștilor, în Partidul Democrat de Raionul Sângerei, bazat pe corupție, cumătrizi și ilegalități. Din păcate, situația actuală pare să convină atât conducerii raionale, cât și cele de la Chișinău. Motiv pentru care decizia noastră de a părăsi PDM-ul este una irreversibilă. Echipa noastră a decis să adere în corpore la Partidul Acțiunea Democratică. O bună parte din comuniști au migrat în partidele democratice, inclusiv cel care se află la putere. Și această realitate, viziunile lor, modul de înțelegere a lucrurilor, de rezolvarea problemelor existente pe teritoriul Republicii Moldova, face ca Republica Moldova să rămână acolo unde a fost cu mulți ani în urmă. Și de aici supără și cetățeanul simplu poporul. De aceea ar trebui ca politicienii să facă ordine în acest capitol, toate partidele. În primul rând, să debarăseze de cei care oferă stagnarea în partide și nu asigură dezvoltarea țării. Și în viziunea noastră, aderarea la Partidul Acțiunii Democratice este ca aici astfel de forțe venite din reformatoare sau reformați, cum am spus, de tipul comuniștilor de la Sângerei care au venit în Partidul Democratic, ar trebui, într-adevăr, să fie făcută ordine aici.